La Râmnicu Sărat, aproximativ 450 de persoane beneficiază de ajutor minim garantat, iar alte câteva sute primesc alocație de sprijin familial sau indemnizație pentru creșterea copilului. În primele trei luni ale anului, beneficiarii trebuiau să-și plătească restanțele la bugetul local pe 2014. Zeci de persoane nu au făcut acest lucru, iar începând cu 1 aprilie au fost suspendate de la plata ajutoarelor. În comparație cu anul trecut, sunt destul de mulți. Avem un număr de 66 de persoane cărora cu 1 aprilie li s-au suspendat drepturile din asistență socială, însemnând indemnizație pentru creșterea copilului 5 persoane, ajutor social 38 de familii și alocații de susținere a familiei 23 de dosare. Dosarele sunt suspendate de la plată pe o perioadă de 5 luni, iar oamenii vor beneficia din nou de sprijinul financiar de la stat în momentul în care vor demonstra că și-au plătit restanțele. Au posibilitatea ca în termen de 5 luni să-și achite datoriile restante, astfel că în situația în care vor face dovadă că și-au achitat aceste datorii, drepturile vor fi acordate din nou cu plata sumelor din urmă. Dacă după trecerea termenului de 5 luni aceste persoane nu-și achită aceste datorii către bugetul de stat, dosarele încetează. Pentru familiile monoparentale, menținerea plății ajutoarelor de la stat nu a fost condiționată de obligația achitării impozitelor și taxelor locale.